Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi o să pregătim varză dulce cu costiță afumată. Pentru asta ne-am pregătit o varză suficient de mare, o bucată frumoasă de costiță afumată, 2 morcovi, 2 cepe, o roșie, un gogoșar, 2 ardei semiuți, condimente cimbru, foi de dafin, 2 linguri de pastă de tomate amestecată cu pastă de ardei, puțină sare grunjoasă, verdeață, 100 de ml de ulei. Voi începe cu așezarea uleiului în cratiță. Pentru început voi căli puțin legumele în ulei, apoi voi toca varza și o voi freca cu sare. Am pus uleiul și toc legumele. Putem să tăiem ceapa mai mașcat, nu prea ca la ciorbă. Este o rețetă simplă, la îndemâna tuturor. Cere foarte multă experiență culinară. O să pun mai întâi ceapa și morcovul la călit, pentru că morcovul călit dă o culoare aurie deosebit de aspectoasă oricăror mâncăruri. Se călește morcovul, tocăm și celelalte legume. Ca toate legumele și le-am amestecat aici. Acum le las să se călească sau să se soteze. O să le acopăr cu un capac, să le las la foc mic până se înmoaie un pic. O să începem să tocăm varza. Pentru că este foarte mare, o să o tai pe bucăți. Pentru că varza este foarte înfoiată și la tăiat apare foarte voluminoasă, voi freca un pic cu sare grunjoasă ca să-i mai reduc din volum. Și bineînțeles că va și fierbe mai repede, va fi mai fragedă.
niște picături, mai amestecăm puțin și legumele ca să nu se prindă de fundul oalei și să se călească uniform. Continuăm cu varza rămasă. Varza, iar acum voi toca și verdeața pe care o voi amesteca cu varza. Apoi voi așeza în oală peste celelalte legume în straturi. Așezăm pe rând varza. Voi amesteca încet cu legumele. Varza va lăsa lichid. Apoi vom completa cu apă după necesitate. Între timp, pregătim și costița. O tăiem frumos. Am lăsat să se mai retragă un pic, să mai scadă din volum și tot adaug pe rând varza. Apoi o voi pune într-un alt vas și voi așeza în straturi varza amestecată cu legume cu costiță. Dar întâi trebuie să-i reduc puțin volumul. Acum am separat puțin varza și voi așeza carnea în straturi, așa după cum v-am spus. Pentru că costița noastră este prefiartă și are timp de gătire diferit față de varză, am preferat întâi să călesc un pic varza și apoi să adaug carnea. Ultimul strat trebuie să fie de varză, care trebuie să acopere
carnea. Și acum voi dilua puțin pasta de roșii și ardei cu un pic de apă și voi pune deasupra. Bineînțeles că din când în când voi mai amesteca. Punem și crenguța de cimbru, câteva foi de dafin și încă puțină apă. O lăsăm la foc mic să fiarbă liniștită până o să gustăm și o să vedem că atât carnea cât și varza este bine fiartă. O mai verificăm, o mai amestecăm. Miroase extraordinar. O mai lăsăm câteva minute, apoi închidem focul și o lăsăm să se odihnească până pregătim mămăliguța. Varza este gata. Cărnița este fiartă, la fel și varza. O să închid focul și o să o las să se odihnească. Am pregătit și pentru mămăligă. Amestecăm continuu în mămăliguță ca să nu facă cocoloașe și o lăsăm să fiarbă bine până se desprinde de pe pereții vasului. Mămăliguța este gata, răsturnată. Acum voi pregăti porțiile. Am aici un pofticios care îl aud cum înghite. Eu nu mă mai iau în calcul că după preferințe, puteți să serviți cu un moț de smântână sau simplă, cum vă place. Este la fel de delicioasă în ambele variante. Dragilor, aceasta este rețeta noastră de astăzi. Varză cu afumătură. Rețetă clasică, moștenită de la părinții mei, simplă și delicioasă. Dacă v-a plăcut rețeta noastră, vă invităm să o încercați
Și pentru alte rețete la fel de delicioase, nu uitați să accesați, să vizitați canalul nostru de YouTube, să vă abonați și, de ce nu, să ne lăsați like-uri, observații, comentarii, le așteptăm cu drag. Până data viitoare, noi vă spunem toate cele bune!